În acest weekend, la sala polivalentă din Drobeta Turnu Severin, a avut loc un meci de handbal la categoria feminin juniori, unde echipa CSS Drobeta a fost câștigătoare. Cătălin Dragomir este antrenorul care depune zi de zi eforturi substanțiale pentru a contribui la transformarea viselor sportivelor în realitate. În județul Mehedinți, cel mai important sport feminin, handbalul, încă produce talente. Un exemplu este și cazul echipei CSS Drobeta, o echipă formată din tinere care își doresc să facă performanță. În acest weekend, fetele au obținut victoria la sala polivalentă. Practic acest sport de 7 ani. Ești fericită că ai câștigat acest meci și că ai dat foarte multe goluri? Da, pentru noi e prima victorie pe anul de 2021 și sperăm pe 2022 să avem mai multe. Ce-ți propui pentru viitor? Să devin o handbalistă. Îmi place foarte mult, îl practic de mică și aș vrea să ajung la CSM Târgu Jiu. De cât timp practici handbal? De 6 ani. Cum te simți acum că ați câștigat acest meci și ce îți propui pe viitor? Sunt foarte fericită că am câștigat acest meci. Ce îmi propun pe viitor? Să câștigăm cât mai multe meciuri, să facem spectacol pe teren. Foarte bine mă simt. Ce îți propui pe viitor? Să câștigăm mai multe meciuri, să avem ambiția pe care am avut-o astăzi. Mă simt bine, a fost destul de ok scorul, se putea și mai mult, având în vedere că am avut determinare, se poate și mai bine pe anul viitor. Antrenorul echipei de handbal CSS Drobeta, Cătălin Dragomir, un om implicat și la fel de dăruit acestui sport, a decis să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru a transforma pasiunea fetelor în performanță. În primul rând vreau să vă mulțumesc că sunteți aici alături de noi de fiecare dată. Sprijiniți sportul și îl mediatizați la noi în Severin și dorim să mediatizăm acest sport, că este frumos. Este un sport de echipă care face bine tuturor, în special copiilor, tineri, să-i atragem la sport, la mișcare, la handbal în general. În al doilea rând, sunt foarte fericit de rezultatul obținut de astăzi. Aveam nevoie de el. Îmi felicit sportivele, sunt mândru de ele și ce pot să spun? Sunt mândru de ele și mergem în continuare. S-a terminat turul, acesta era ultimul meci din tur și acum ne așteaptă o vacanță bine meritată de sărbători, după care ne reluăm activitatea din ianuarie. Handbalul este un sport dificil, solicitant, care implică foarte multe antrenamente și muncă continuă. Tocmai de aceea, tinerele sportive trebuie apreciate și susținute pentru a-și continua pasiunea.